Women for Women Fashion and Lifestyle Fair e un tur care are loc odată la câteva luni în Casa Universitarilor, un loc cu o istorie foarte specială. De ce ați ales Casa Universitarilor pentru acest târg? Am vrut să oferim oamenilor o alternativă la duminicile la mall și am ales această casă pentru că este parte din patrimoniul României. Fondurile vrem să le investim în ea. Arhitectura locului se potrivește foarte bine mesajului nostru, și anume că trebuie să revenim la valorile clasice și la lucrurile cu adevărat importante, să le lăsăm în viața noastră. Ce expozanți aveți? În cadrul fiecare ediții a târgului Women for Women Fashion Lifestyle Fair veți găsi expozanții care influențează viața unei femei, de la haine și accesorii vintage, la cosmetice bio, hrană, designer români și chiar accesorii handmade. Ce au în comun toate edițiile târgurilor? Ne aflăm deja la cea de-a doua ediție și am încercat tot timpul să ne adresăm femeii. Femeii în toate formele ei. Femeia emancipată, femeia matură, femeia care știe să ia decizii. Ce o să găsiți la târgul nostru și la alte târguri nu, este o plajă largă de produse. De la produse pe bio, lifestyle, la produse pe dezvoltare personală și spiritualitate. Următoarea ediție a târgului va fi pe 12 mai, unde vă așteptăm cu drag, cu multe surprize. Va fi ediția de flori. Și dacă tot am vorbit de feminitate și se apropie 8 martie, iată ce vă recomand pentru vineri. La arenele romane, The Mission prezintă Nina Kravitz, Ellen Alien, Miss Kittin și Alexandra, line-up exclusiv feminin, într-un event ce se anunță efervescent. Bineînțeles, dacă îl preferați pe Ștefan Bănică Junior, n-ar trebui să-i ratați concertul de la Sala Palatului. La Deco e un spectacol de stand-up care ne promite replici spumoase, iar la Galeria 9 ni se pregătește un event dedicat femeii. În plus, vinerea e Fata Rea în Goblin, în Bordello e Rose de Fantasy Fridays, în Modern se lansează o gazetă, iar la Clubul Țăranului e concert cum? Enjoy și weekend inspirat!